În apropierea castelului Charlottenburg și a muzeului Berggruen din Berlin, într-o clădire geamănă cu cea a muzeului, se află colecția Scharf Gerstenberg, colecție ce cuprinde o serie importantă de lucrări plastice aparținând curentului suprarealist. La intrarea în colecție, ne întâmpină faimoasa poartă Calapșa, rămasă aici după ce Muzeul Egiptean, găzduit în acest edificiu până în anul 2006, și-a găsit o altă casă pe insula muzeelor. Începând cu anul 2015, sub numele Lumea Suprarealistă, este organizată o expoziție rotativă ce prezintă publicului lucrări din colecția permanentă. Suprarealismul, în sensul său cel mai larg, se află în prim plan, cu predecesori și succesori importanți prezentați alături de principalii susținători ai mișcării care a început la Paris la începutul anilor 20. Colecția include opere de artă realizate de aproape toți membrii grupului de artiști ce s-au poziționat în jurul intelectualului francez André Breton, teoreticianul principal al suprarealismului. Găsim aici, în primul rând, pe Marx Ernst și Hans Bellmar, dar și pe Salvador Dalí, Juan Miró, Paul Klee, Man Ray, Giorgio De Chirico, Henri Luron, Zoltán Kemeny și alți artiști plastici ce au folosit în operele lor cele mai importante tehnici de explorare a fantasticului, a lumilor suprarealiste. În plus, lucrări create în secolele 18 și 19 demonstrează că multe elemente suprarealiste au precedat formarea mișcării. Chiar dacă nu au fost alimentate de impulsul revoluționar al avangardei suprarealiste, ele dezvăluie o neîncredere similară în realitate. Desenele lui Giovanni Piranesi despre închisori îl conduc pe privitor în labirintul lui Kafka. Gravurile lui Francisco de Goya prezintă o lume întunecată a absurdului, iar picturile și desenele artiștilor impresioniști și simboliști, cum ar fi Edouard Manet, Max Kleiner, Odion Redon și Alfred Cubin creează o atmosferă de reticență adesea tulburătoare.